Hei, salutare jupinilor, bine ați venit la un nou episod de despre FIFA 20, un nou clip din seria Pack Opening. Astăzi dedicăm episodul pachetelor 88+, știți că am deschis foarte multe și pe live. A venit timpul să deschidem și pe episod, cred că o să am în jur de 5, dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv butonul de like ca să continue seria de episod și live în fiecare zi. Nu uitați să vă abonați și să pipați și acel clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Suntem pe contul lui Alex Maioneza, cum îmi place mie să zic, și cam așa arată echipa lui. O echipă ok, nu joacă de foarte mult timp. Not bad, văd că îi face pe toți. Hai să deschidem, pentru că nu vreau să vă țin foarte mult. Avem mini-board, le poți da un special. Nu ne dă special, nici workout. Este un board 80 și cât? 83, a? 84, cred că e. Da, 84, Felipe. Ok, na. 84, cred că costă și 84, 10.000 în perioada asta. Ia să vedem. What the fuck? O ia eu? Ce vorbești, mă, frate, că e 17 spre 20.000. Un 84, stai, nebun. Și hai să vedem. Să ne mai facă și lor. Așa mai nocturn, înțelegi? Ce ne dă? Aoleu, nu-i bun asta. E Man of the Match sau ceva de genul. Germania, Striker, Vernar, de 80 și 89, dar știu că după poate să fie ceva. Bă, nu mai știu cum sunt puse, sincer. Aleșinat. Nu-mi clar rău, dar nu în perioada asta. Ok. Mai să vedem dacă putem să avem ceva după. Eu cred că nu. Fai, da, Vandanovic l-am văzut, pe Kabak l-am mai văzut și pe Piquet, chiar și pe Sancho. Păi a dat slab. Ia slab, poate să fie după. I-a dat un 90, un 89 și 3 de 88. Subțire rău. Eu mai facă jilor. Pe contul lui Mihail și Haimen avem două, da, chiar două pachete, nu? Asta este echipa, echipă de mafioți adevărați, curați, dar murdari în același timp. Ce poți să zici, nu? Nu prea mai ai ce să zici. Stai. 2.100.000, bă, s-a scumpit. Bă, s-a scumpit, bă, vândicu, băi. Bun, vândicu tâmpitul. Yo, hai să vedem. Hai să vedem despre ce, despre cum, de la cine, de la ce. Stânga sau dreapta, ce ziceți, guys? Ah, nu suntem pe live. Eu, haide. Dă-ne, mă, ceva ca lumea. Aoleu, inform nu-i bun. German, aoleu. Goalkeep Neuer. Terstegan, 92, când? 93, 92? 92, a, poate să fie Maximin în spate. Ok. Na, e 88+, avem primul 92, nu e foarte strălucit că e Terstegan, dar poate să fie. Hai să vedem. Bagă-i, mă, ceva ca lumea. Sau hai rate, 90 toți. 90+ toți. Avem? Oai de capul meu. Fai. Mai avem 3 de 89 și un 88. Nu știu ce să zic. Cam pe acolo, ai băgat 200.000 în SBC, cam ți-a dat de 200.000, am trei de bani paci mai departe. Hai să vedem și pachetul 2, poate e mai norocos ăsta, mă, frate. Că m-au macaciac, oh! Haide, mă, frate, haide, ține ceva, ține ceva, aoleu, din nou Germania, CIM, Havertz, păi, ăsta e low rated, 90, Gay Havertz. Football Day. Nu știu ce face de acolo, cred că e beat. A venit beat la antrenamente. Ce-ai, mă? Ei, bam! Ia uite, uitați-vă la cât de tâmpit e. Se boxează cu fantomele prin casă. Teroare, frate, din nou Busquets și Ederson. Dar n-ai cum, frate. Băi, un 90, un 89 și 2 de 89 și 2 de 88. Hei, iar ultimele două pe contul lui Alexandru Ciufulit, un big boy adevărat, Alex Romania se numește echipa, Și hai să-i dăm un mic review. Îmi place ce văd, sincer. Chiar îmi place, dar dacă ar fi să schimb ceva pe viitor, frumos și prea muncitor omul. Dacă ar fi să schimb ceva, Raul Optimus, pe viitor, cred că aș renunța la Carlos Alberto. Cred că ai putea să iei altceva. Să-l vinzi și să iei totuși altceva. Ăsta e bun. Ramos în 7, merge și el. Da. Da, o echipă nice, îmi place, frate. Hai să vedem ce putem să-i aducem lui Alex. E tizul meu. Camao, e food birthday! Palacio, s-o dar poate să dea și altceva. Hai că a dat. 3 de 89 și 2 de 88. Hai să crape mafia în voi, mă. Păi, dar nu se poate atât de rău să dai. Aoleu, teroare în Paris. Dar parcă pe Cavani, Ederson, îmi pare rușchelinii, îi dovedem. Bun. Un alt problem, acum mai avem un pachet și sper frate să pice ceva bun. Haide! Eram sigur că e Kane, 92. Kanté, nu știu dacă mai face ceva Kanté. Decent, Kanté road to the final. Are șansa să mai crească, dar na. Sau mai e Chelsea în Europa, nici nu mai știu. Chelsea? În Champions League, nu, stai că e în Champions League și a pierdut cu Bayern Milan 3-0. Băi, mai ok pachetul ăsta, un 92, un 91 și 3 de 88. Kanté ăsta ar fi, dar nu știu dacă poate să-l joace. Vede-l. Cam asta a fost episodul, fraților, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă aveți content și vreți să deschidem pe episod, pe live, puteți să mă contactați pe Instagram, link în descriere. Eu am fost Surdacio, acesta a fost clipul de astăzi, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, pe viață!